Vă invităm acum să cunoașteți campionii acestei țări. Oameni care își urmează idealul și care, prin voința lor, mișcă Moldova înainte. La 25 de ani de ProTV, descoperiți oameni care scriu și fac istorie. Sunt cei mai buni sportivi care, odată cu greutățile din spate, au ridicat tricolorul în slăvi ca să-l cunoască o lume întreagă. Începând de astăzi, îi veți vedea la ProTV și vom vorbi despre ei, pentru că de 25 de ani, împreună, scriem istoria și ducem povestea mai departe. Când unii cred în promisiuni, ei cred în muncă. Când alții așteaptă să li se dea, ei acționează și perseverează. Continuă să se plângă, ei își depășesc limitele și cuceresc noi culmi. Ana Dulce! Ei sunt campionii Moldovei. Ei au demonstrat că putem și avem cu ce. Sunt 26 de olimpici. Sunt cei mai buni sportivi care au dus Moldova în lume. O vor duce și la Paris, unde în câteva săptămâni încep Jocurile Olimpice. A fost un vis care vroiam să ajung la Olimpiadă și visul a devenit realitate. С малых лет я даже не мог себе представить то, что я попаду на Олимпийские игры. Avem o echipă destul de bună, chiar cea mai bună, cred că, din ultimele ediții. De 25 de ani, împreună, scriem istoria și vă invităm să-i cunoașteți pe cei care cred în muncă și vise, dar mai ales în scopuri. Nu cred că este un impediment să obțin o medalie olimpică. Numai cu medale, să vin acolo de la Împăresc cu medale. Конечно же, хотелось бы порадовать страну. Îi vom vedea la antrenamente. Ne vom aminti de succesele lor. Aceasta este medalia de aur de la campionatul mondial de seniori din Tashkent. Вот здесь у нас медаль Кубка мира, которая была перед чемпионатами в Европе. Статуэтка для квалификации на в Париж на Олимпийские игры. Îi vom cunoaște în afara sălilor de sport. Și le vom descoperi pasiunile. Sunt luptători, curajoși, demni și cu demnitate. Începând de astăzi, îi veți vedea la ProTV, pentru că sunt campionii țării.